Deci ca și în alte unități de învățământ din județul Maramureș, se vor opera începând cu viitorul an școlar, respectiv 2010-2011, o serie de reduceri ale personalului didactic. În ce privește învățământul preșcolar, schema de funcționare va fi aceeași, și anume un număr de 6 posturi de educatoare, cu număr total de 96 de preșcolari, repartizați în cele 4 locații, Ungureni, Cupșeni, Libotin și Costeni. În ceea ce privește învățământul primar, va avea loc o reducere de normă didactică și anume la școala din Libotin vor rămâne de anul viitor 3 posturi de învățători din cele 4 care sunt în prezent. La învățământul gimnazial s-a recurs la o altă măsură, și anume aceea a comasării claselor a 5-a cu a 6-a în cele 3 locații unde avem învățământ gimnazial, respectiv la Ungureni, Libotin și Cupșeni. Prin urmare, și acolo se vor opera o serie de reduceri care însă nu vor afecta personalul didactic titular, ci doar personalul didactic calificat, dar suplinitor calificat din unitățile noastre de învățământ. Începând cu 1 septembrie 2009, transportul elevilor din clasele gimnaziale de la școala Costen la școala cu clasele 1-8 Cupșeni se realizează cu microbuș școlar primit de la Inspectoratul Școlar prin dotări de la Ministerul Educației și Cercetării.